Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați venit. E bine după amiază. Dacă o să aveți răbdarea să răsfoiți această carte și o să vedeți poate pe prima sau a doua pagină, că am dedicat această carte copiilor mei, Ana Maria și Alex, și tuturor tinerilor și copiilor țării noastre. Din Topoloveni, din San Francisco, din Torino, unde am să fiu mâine, și de peste tot, pentru că când am vorbit despre bătălia pentru viitorul României, în această carte, efectiv, încerc să aștern câteva gânduri ale unui om care a văzut multe în viață, și în țară, și în străinătate. La 37 de ani am avut marea șansă să fiu cel mai tânăr ambasador al României în Statele Unite. Practic am inventat împreună cu un grup mic de prieteni americani parteneriatul strategic între România și SUA, de care vorbim practic în fiecare zi, cu războiul la câteva sute de kilometri de aici și la câțiva kilometri de granița noastră de est. Am avut marea șansă să fiu ministru de externe al României când am intrat în NATO, am ridicat steagul la propriu României ca nou membru al NATO, acum 20 de ani. Mulți nu erați născuți pe vremea respectivă. Am încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană, am semnat Constituția Europeană, am originalul acasă. La aceea n-a intrat în vigoare pentru că în referendum în Franța și Olanda, cetățenii acestor două țări nu au vrut să fie de acord cu ea. Și după ce am făcut și ceva politică, domnul primar știe bine și aduce bine aminte lucrurile pe care le-am făcut și pe care le apreciez întotdeauna și eu nu mă dezic nici de prieten și nici de crezul meu. A venit un moment foarte interesant. A venit un moment în care am plecat din politica românească, din motive care n-au niciun fel de relevanță. Și am rămas, practic, să fac ceea ce poate să facă un om atunci când face detox de la politică. Când am venit din America, am înființat Institutul Aspen în România, care este un institut care se ocupă de leadership pentru tineri. Și dacă aveți interes, uitați-vă pe site. Și dacă vreți să sunt programe de leadership pentru vârsta voastră, pentru liceeni, pentru studenți, pentru tineri și tinere care vor să facă, am fondat Institutul Aspen în România, mi-am văzut de treaba mea, am investit în mine, am citit, am fost deschis, nu m-am dat bătut, pentru că în viață apar și momente mai complicate. Odată e sus, odată e jos. Odată ai un job bun, odată se întâmplă să nu fie un job bun. Odată ai un necaz în viață, în viața personală. Sunt multe momente bune și momente mai puțin bune în viață. Deci cartea asta este, dacă vreți, un mesaj din inimă pentru tinerii acestei țări și tinerii acestei țări, pentru că voi, dragii mei prieteni, tineri, veți avea de traversat o perioadă extrem de interesantă, extrem de complicată, extrem de provocatoare, extrem de fascinantă, pentru că pentru România și pentru întreaga lume trăim cea mai importantă transformare din istoria întregii umanități. Războiul a mai fost, din păcate, competiție între marile putere, acum America și China, America și aliații săi și China și partenerii săi, cum sunt Rusia, Coreea de Nord sau Iranul. Competiții între marile puteri am mai văzut și România s-a zămislit de fapt și am rezistat miraculos între marile puteri de-a lungul istoriei neamului românesc. Este un miracol că existăm. Și vin tot timpul aici în Argeș și merg și în Dâmbovița, trebuie să recunosc, pentru că aici de fapt s-a născut ideea statalității române și limba română pe care o vorbim cu toții acum, aici s-a născut. În creuzetul acesta a fost făcut. Și a reveni aici ca lider politic sau ca lider sau intelectual român este un lucru foarte important. Deci ce se va întâmpla în perioada următoare este că lumea se reașează din temelii. Iar România nu poate să fie în afara acestei schimbări. Pentru că de fiecare dată înaintașii noștri, brătienii, sunt atât de faimoși, Vila Florica, tot sunteți mândri, indiferent de preferințele politice, n-are de-a face cu politica, are de-a face cu simbolistica națională. Tineri ca voi, acum 100 de ani, 150 de ani, și pașoptiști, și junime, și școala ardeleană în Transilvania, și Alexandru Ioan Cuza, și brătienii, și dinastia regală, apropo de locul unde sunt înmormântați regii și reginele națiunii noastre. Cu toții au avut de înfruntat, ca și voi, ca și noi, momente similare. Diferite, dar similare. Război, competiție între marile puteri,
transformare tehnologică și industrială. Și de asta cred că în destinul națiunii noastre, și despre asta este cartea despre care vreau să vă vorbesc azi împreună cu prieta și colega mea, este că trăim un moment de care va depinde viitorul țării pentru multă, multă vreme. Așa cum am avut ghinionul să cădem de partea proastă a istoriei după al doilea război mondial și să fim cobaii unui experiment complicat în timpul comunismului, așa cum am făcut de bine de rău tranziția de la comunism la societate democratică și capitalism în acești 35 de ani deja, vă spun vouă, aici la Topoloveni, nu într-un oraș mare, într-un oraș mic și bine gospodărit, dar într-un oraș mic, așa cum sunt multe orașe din România, că este un moment pe care noi nu l-am mai întâlnit nici măcar la căderea comunismului. Atât de complexă va fi transformarea prin care trece. Între marile puteri, competiție, da, har domnule că suntem în NATO și în UE. Eu știu că nimica nu este perfect nici în UE, că avem multe lucruri de făcut, că uneori nu ne simțim suficient de respectați în Europa, noi ca români și ca românce. Dar una peste alta, cred că matca noastră este o matcă occidentală, este o matcă națională, cu identitatea noastră, cu mândria noastră locală sau națională, dar locul nostru este în lumea civilizată, în lumea democratică, în lumea prosperă a Occidentului. La NATO conduc și inovarea. Și mă uit fiecare zi cum inteligența artificială nu va scăpa un domeniu, de la școală la sănătate și de la politică la agricultură, de impactul acestei revoluții tehnologice. În timp ce vorbim, se lucrează la biotehnologie, la biologie sintetică, în care se lucrează un român din Los Angeles, un prieten bun, Adrian Bot, cu echipă de cercetători, lucrează și vor fi probabil anul viitor gata, cu primul tratament de boți nanodegradabili, care se injectează o celulă modificată care se duce și atacă celula canceroasă, pe un anumit tip de cancer, o omoară, o distruge, te face sănătos și a doua zi se elimină natural, biodegradabil, pleacă fără niciun fel de efect în organism. Aceste lucruri le veți trăi generația voastră pentru prima dată în istoria umanității, de când ne-a pus Bunul Dumnezeu pe acest pământ, suntem pe cale să inventăm materiale în afara tabloului Mendeleev. Cred că ați auzit și cred că ați învățat despre el. Pentru prima dată suntem pe cale să inovăm materiale care nu sunt tabloul Mendeleev și locul aluminiului de la avioane, în locul oțelului de la vapoare, în locul oțelului călit de arme, vom avea noi tehnologii. Ce se întâmplă cu națiunile care, cum este cazul României, care au în acest moment o importanță strategică foarte mare, suntem foarte importanți. România are o geografie care este excepțional de importantă pentru toată lumea, și pentru prietenii și aliații noștri, și pentru adversarii noștri. Acoperim și zona Mării Negre, acoperim și zona Balcanică, acoperim și zona Orientului Mijlociu, batem până în Europa Centrală și până în Adriatică. Deci România are o geografie, ne spunem noi, dodoleață așa, care este de primă importanță. Dacă ar fi să fii la real estate, la imobiliare, ai spune că România are cel mai bun real estate, probabil, în întreaga Europa. Plus față de asta, România are extrem de multe lucruri care încă nu sunt puse suficient de mult în valoare. În primul rând, oamenii, copiii din orașele mici și de la țară, din păcate, de multe ori, n-au acces la școală foarte bună. Uitați-vă la simulările pentru BAC, nu este în regulă, nu este o chestie normală ca doar copiii din orașele mari și din liceele bune să poată să meargă mai departe în viață. Nu este corect, trebuie să facem ceva în această zonă. Deci cartea este despre o bătălie, în primul rând cu noi înșine, cu ambiția noastră dacă într-adevăr credem în noi, ca națiune și ca oameni. Dacă avem, cum să spun, demnitatea și respectul de a spune că venim dintr-o țară importantă, o țară cu cultură importantă, o țară cu tradiție frumoasă, o țară minunat de frumoasă. Povestesc în cartea mea despre ce mi-a spus regele Charles, prințul Charles, la vremea respectivă, acum câțiva ani de zile. M-am întâlnit cu el la Londra, la o conferință a NATO, la Palatul Regal din Londra. Și aflând că sunt din România, mi-a pus mâna pe mâna mea și mi-a zis: dragul meu, știu că ești din România, te rog eu foarte mult, aveți grijă de țara voastră, este cea mai frumoasă țară din Europa. Regele Angliei îți spune ție, ca român, că avem cea mai frumoasă țară din Europa. Trebuie să ne spună regele Angliei că avem cea mai frumoasă țară din Europa?
Știm că o avem. Dar cum o respectăm? Cum o punem în valoare? Și un alt lucru pe care vreau să-l spun, pentru că astăzi mai mult de jumătate din copiii români se nasc în diasporă și restă, și în România mai mult de jumătate se nasc la țară, că avem o problemă structurală și aici vorbesc de paradoxul românesc. O șansă fantastică, suntem o țară importantă, într-un moment important, în NATO și în UE, dar dacă nu ne apucăm serios de treabă să ne punem țara la punct, în condițiile în care jumătate din copiii țării se nasc la țară și nu au acces la educație și la sănătate și la lucruri bune și cealaltă jumătate și o altă parte se naște foarte mult în diasporă, înseamnă că, de fapt, vitalitatea națiunii în 10 ani, în 20 de ani, în 30 de ani va fi pusă sub o imensă presiune. Trebuie să facem ceva, nu putem să rămânem așa. Deci așa cum doresc pentru copiii mei, pentru Ana Maria și pentru Alex și pentru toți copiii țării, cartea asta vă e oferită vouă. Sper să o citiți și să vă placă. Dacă nu vă place, spuneți-mi și criticați-mă, pentru că vreau să avem azi un dialog. Și încă o dată mulțumesc pentru invitație și la Topoloveni revin cu plăcere, dincolo de prietenia mea cu domnul primar. Am aici amintiri frumoase, un loc minunat, sunt oameni excepționali, oameni harnici și mă bucur să fiu din nou. Următoarea mea întrebare este oarecum corelată cu ceea ce tocmai ați spus și anume dumneavoastră spuneți în carte, pe care vă asigur că este o binecuvântare să o ai în orice bibliotecă, că România se află în acest moment în cel mai bun, dar și în cel mai primejdios moment al istoriei sale. Vă întreb, domnule secretar general, cu războiul la granițe, cu o stare de anxietate generală la nivelul societății, cu fluctuații economice care afectează drastic antreprenorii, care sunt beneficiile pe care ar trebui să le vedem de la acest moment istoric, ale acestui moment istoric și în același timp care sunt primejdile despre care vorbiți? Cel mai mare pericol pentru o națiune și pentru un om, mai ales pentru voi cei tineri, este să crezi că ceea ce știi la un moment este suficient să te țină toată viața. În sensul că orice model economic, social, politic, constituțional, de organizare societală, are o valoare de întrebuințare limitată în timp. Ca și cum te duci la magazin și când vrei să cumperi un unt, te uiți pe spate când expiră. Și în clipa de față eu cred că ceea ce am construit, bine sau rău, cu bună intenție sau cu mai puțină bună intenție, mai de-a valma sau mai sistematic, în țara noastră, în acești 35 de ani de după căderea comunismului și în 20 de ani de la integrarea euroatlantică, a ajuns la termenul de expirare. Modelul nostru politic, social, economic, tehnologic, educație, sănătate, au ajuns într-un moment în care nu mai livrează populației, oamenilor noștri, acele servicii publice și acel nivel de randamente economice și sociale care să ne permită să mergem înainte. Și este o iluzie să crezi că dacă vezi un pic de progres, pentru că progres există. Eu nu spun că nu există progres în România. Numai că alții în jurul nostru și în toată lumea merg atât de repede înainte pentru că ei îmbrățișează schimbarea, încât tu de fapt, deși avansezi așa ușurel, ușurel, tu de fapt stai pe loc sau dai în spate. Totul este relativ, viteza este relativă. Este ca și cum ai fi pe calea ferată și ar trece un tren de mare viteză pe lângă tine. Ai sentimentul că stai pe loc, deși tu mergi cu 70 la oră. Sau cum este viteza pe calea ferată de marfă în România, 18 km pe oră, în timp ce în Suedia e 100 de km pe oră, viteza trenurilor de marfă. Am prins acum o barieră împreună și mă gândeam că vorbeați de inteligența artificială și de nanoroboți, iar noi am stat la o barieră mecanică, e un decalaj uriaș între ceea ce povestiți dumneavoastră că se întâmplă la nivel euroatlantic și ceea ce avem în România reală. Și eu cred că aceasta este prioritatea României și provocarea României de astăzi, de ieri și pentru anii care vin, să puteți să ducem și restul țării la nivelul Bucureștiului, să ducem și restul țării la nivelul Clujului, nu neapărat identic, pentru că o comunitate mică va rămâne mai mică, nu are același volum ca un oraș de 2 milioane de locuitori. Dar ca servicii publice, ca nivel de școală, ca nivel de accesibilitate la informație și la o viață decentă, trebuie să asigurăm întregului teritoriu o șansă mai bună de dezvoltare. Este problema nerezolvată a României de multă, multă vreme. Acest decalaj între o Românie foarte rurală, care a avut în istorie un decalaj mare față de Occident și pe care oricât de mult te-ai grăbi, nu poți să-l recuperezi peste tot. De aceea cred că pentru perioada care vine, de exemplu,
Pentru sănătate, da? În clipa de față, India, deci o țară de 1 miliard de oameni, foarte săracă, au folosit pandemia, de exemplu, ca să digitalizeze toate serviciile sociale, se face învățământ la distanță, se face telemedicină și compensează faptul că nu există suficienți bani ca să faci în fiecare loc o școală, un spital sau să ai peste tot dascăli sau cadre medicale și compensează tehnologia cu ceea ce există acolo. Deci această inteligență artificială ne poate ajuta să scoate multe lume din sărăcie. Dacă nu o facem bine, de ea o să profite decât cei în alte ducați din orașele mari ale României și restul țării va continua să fie într-un decalaj și mai mare față de cei care merg înainte. Un moment de mare, mare transformare și sper că această carte să... Nu vă speriați de tehnologie și de revoluția, mai ales și tine, nu vă fie frică, îmbrățișați-o pentru că oricum vine. Oricât vrei să te ascunzi de ea, nu poți să te ascunzi de ea, pentru că ea vine, pentru că este mai eficientă, pentru că ea devine noua normă și meseriile pe care voi o să le faceți în viitor vor fi influențate. Și dacă sunteți investiți în voi, dacă aveți curiozitatea să învățați permanent, nu o să fie nicio problemă să te adaptezi, că meseria de peste 5 ani de zile nu o să mai semene neapărat cu cea pe care ai învățat-o în școală. Pentru că tu ai învățat cum să înveți. De aceea cred că pentru România, în special pentru orașele mici, pentru mediul rural, pentru cartierele sărace din marile orașe, că sunt, e multă lume necăjită și în marginea orașelor mari, cred că folosirea tehnologiei, inclusiv în digitalizarea administrației publice pentru transparență, pentru eficacitatea alocării resurselor, pentru medicină, pentru educație, pentru democrație digitală, în sensul să putem să ne consultăm cu cetățeanul nu atât la 4 ani când ne alegem liderii sau 5 ani când ne alegem președintele, dar găsim un mecanism în care să ne consultăm cu oamenii, să vedem, facem mai degrabă o creșă sau un teren de sport, facem mai degrabă, atragem mai degrabă o investiție din industria de autoturisme sau mai degrabă din ceva legat de orice altceva. Deci cred că este un moment în care țările care îmbrățișează această revoluție tehnologică în politică, în administrație, în economie, în școală, în sănătate, în inovare, sunt țările care vor ieși învingătoare. Teama mea și paradoxul românesc este un moment foarte bun al istoriei noastre, în NATO, în UE, avem toate condițiile să ne dezvoltăm, dar dacă nu facem această schimbare de paradigmă între modul în care... Îmi pare rău că sunt par critic față de colegii mei din politică, dar de foarte multe ori sentimentul pe care îl are cetățeanul român, indiferent de preferința lui politică, este că sistemul nostru politic a rămas în urma societății. Societatea s-a dus înainte, voi sunteți de multe ori mai înaintea și trebuie să facem un efort. Și noi mai experimentați și cei mai tineri, pentru că aceasta este de fapt miza mare pentru România. Dacă nu ne adaptăm acestei lumi în schimbare, chiar dacă suntem în NATO și în UE, în competiția aceasta fantastică, economică, tehnologică, de idei, de imaginație, riscăm să rămânem de fapt și mai în spate decât suntem acum. Și ar fi un mare, mare păcat de țara asta și de voi și de viitorul vostru și al tinerilor noștri. Se poate face treabă în România și în 10 ani, în 15 ani de zile, cât o fi nevoie să muncim mai serios și să punem toată țara, eu cred că putem să intrăm în clubul țărilor dezvoltate din Europa. Eu cred că ăsta e următorul pas. Eu vorbeam la niște interviuri acum la 20 de ani de NATO, spuneam că a trecut vremea integrării euroatlantice a României, trebuie să vină vremea afirmării euroatlantice a României, în care vocea noastră să fie auzită, în care nevoile mele să fie respectate, în care negocierile mele să fie duse cu mai multă fermitate și cu mai multă competență și să ne punem în valoare și să ne apărăm interesele noastre. Patriotism economic e perfect ok. De aceea cred că este un moment de mare, mare turnură și fiind aici în județul, în județul unde atât de multă istorie a națiunii, eu cred că este un moment similar cu cele pe care înaintașii noștri le-au văzut de-a lungul istoriei. Spuneți la un moment dat în carte că a existat un moment în care ați crezut că v-ați îndeplinit misiunea pentru țară atunci când ați asigurat integrarea României în structurile NATO, dar ați realizat destul de repede că România nu are încă, la atâta timp distanță, atitudinea de țară care se află cu adevărat într-o companie selectă, nu are abordarea necesară sau optimă. Ce ne ține pe loc? Ce ne face să ne simțim o țară de mâna a doua, deși suntem la masa care trebuie? Știi cum e? E o vorbă românească. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în desagă. Și eu am crezut, după ce m-am luptat și mi-am făcut datoria față de țara mea, efectiv, am inventat relația cu America,
am tras și am adus România și eu și alții, nu doar singur, în NATO și în UE. Și am fost convins că simpla noastră apartenență la spațiul euroatlantic ne va tracta, ne va duce foarte repede către nivelul de dezvoltare a celor din Occident. M-am înșelat. De ce? Pentru că una e să fii într-un club, alta este să poți să îți pui în valoare aturile tale și să te afirmi și tu ca națiune. De asta de foarte multe ori românii se simt cetățeni de mâna a doua în Europa. Unul, pentru că ne lăsăm să fim uneori călcați pe interesul nostru, și de foarte multe ori și noi, și asta e un apel al meu către voi, tinerii mei prieteni. Există la noi undeva din istorie un mic complex de inferioritate față de Occident. Chiar un fel de complex provincial, să-i spun. Și eu l-am avut. Eu n-am călătorit în afara României până în 1990, că pe vremea înaltă nu ne dea voie să călătorim. Și am apucat să merg la o școală foarte bună în Franța la un moment dat. Eram atât de speriat când am ajuns în Franța, alături de elevii francezi, din care președintele Macron a făcut aceeași școală. Liderii francezi se duc acolo. Și eram 20 de zgribuliți de străini. Eu eram din Est. Și eram atât de convins că francezii sunt mult mai deștepți și mai frumoși și mai cu tot ce au nevoie la ei. Și după 2 ani de școală mi-am dat seama, băi, dar știți ce? Suntem la fel de buni ca și ei. Suntem la fel de inteligenți ca și ei. Suntem de multe ori mai muncitori decât ei. Suntem mai adaptabili decât ei. Nu spune că suntem mai buni în sensul propriu, dar nu suntem în orice caz cu nimica mai prejos. Și aș vrea să intrați în competiția cu colegii voștri din aceeași generație din Europa și din lume, că sunteți în competiție cu toată lumea. Măcar lăsând la o parte acest complex de inferioritate, nu avem absolut nimic cu care să nu să ne fie rușine sau să nu putem să performăm. Absolut nimic. Dacă avem un sistem de educație corect, dacă avem puțină ambiție, dacă avem un pic de chestiunea aceasta. Deci vă rog eu foarte mult, nu. Iar dacă vreți într-un fel exemplul meu, și de asta mă gândesc foarte serios să revin în politica românească, nu pentru că mai am ceva de demonstrat, apropo de tabloul ăla de acolo. CV-ul meu e suficient de bogat. Am opțiuni după NATO, după un job atât de mare la NATO, am opțiuni de a face lucruri interesante și poate și mai bănoase decât probabil oricine altcineva din țara asta. Dar la un moment dat intervine și o întrebare cu privire la până la urmă, care e rostul tău în viață? Și aici e o întrebare la care încă mă gândesc și vreau să vă spun că eu cred în continuare că România are un potențial neutilizat care trebuie pus în valoare. Deci pentru voi, pentru cei tineri, pentru voi am scris cartea asta și pentru voi vreau să mă bat. Și să ne batem împreună pentru a putea merge mai departe. Deci, eu cred că e un moment foarte, foarte important în care, dacă ne unim și dacă facem lucrurile mai bine în politică, în școală, în sănătate, în educație, în cultură, în agricultură, în industrie, cred că România poate să fie, în vremea generației voastre de tineri de acum, să nu mai fie o țară nou venită în Europa, să nu mai fie o țară care, de multe ori, parcă nu ia decizii la nivelul importanței sale. Și dacă vreți ceva, vedeți în mine, nu pe Mircea Joană, un om care a făcut și adres, dar vedeți un om care a fost ca și voi acum câteva decenii și care prin muncă și prin seriozitate, indiferent de ce s-a întâmplat, mi-a văzut de treaba mea și iată că ajung la o poziție atât de influentă, pentru că nu contează că ești român, româncă sau din altă parte, dacă îți faci treaba bine și ești bun, piața te răsplătește și ajungi să te împlinești. Deci gândiți-vă la mine. Iar din generația voastră, cred că o să fie femei și bărbați maturi, mult mai realizați decât mine, care să facă joburi și mai importante decât al meu și care să reușească de la primării până la șefia ONU și a NATO și a Uniunii Europene, pentru că în clipa în care îți faci treaba și ești serios și îți vezi de treabă toată viața, n-ai o problemă să ajungi oriunde îți propui. Fiți ambițioși, fiți ambițioase, pentru că exemplul meu pentru voi este acela că nu te dai bătut, ai încredere în tine, investești în tine și Dumnezeu și propria muncă te răsplătesc până la urmă. Ți-ai pierdut mințile? Cum să pleci la școală acum, când abia ai prins un post bun în un minister? Dacă pleci acum afara granițelor, nu mai primești tu așa ceva când te întorci. Povestiți în carte că așa v-a spus domnul Teodor Meleșcanu la momentul la care ați anunțat, când abia prinseserăți un post bun în Ministerul de Externe, că veți pleca la studii afară. Întrebarea mea este, dumneavoastră v-ați pierdut mințile când ați hotărât să vă întoarceți în România?
E o întrebare foarte grea. Am avut un coleg la școală în Franța, care când am terminat școala, a trimis 3.000 de scrisori, 3.000 de scrisori, la 3.000 de firme diferite ca să fie angajat. Și a fost, cred că, la vreo 500 de interviuri. Îți dai seama, la interviu după interviu. Și nu, 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 nu. Și a prins la un moment dat un job. Sunt foarte mulți din cei care, din generația tânără, care se gândesc dacă e mai bine să rămâi aici sau să pleci afară. Și eu nu aș vrea să fac o declarație care să fie simplificatoare. Pentru că de multe ori avea o experiență în străinătate, e un lucru bun. Ai o experiență nouă, poate că înveți ceva interesant, poate cunoști ceva, poate începe o afacere acolo, poate ai acolo condiții mai bune decât acasă. Dar cred că ceea ce este cel mai important este întotdeauna să știi că aparții națiunii române și că indiferent unde te duci, aparții acestei națiuni. Asta e rugămintea mea pentru voi. Dacă țara va putea produce locuri de muncă mai bune, dacă va putea să vă pună în valoare mai mult, evident că proporția celor care vor să plece se va îngusta. Deja eu simt că este un echilibru între cei care vor să stea și cei care vor să plece. Dar cred că în acest moment este foarte, foarte important să creăm condiții acasă, pentru că dacă nu sunt condiții acasă, degeaba le facem noi declarații de patriotism tinerilor noștri și spune, păi dacă nu mă ofer condiții de educație, de condiții de afirmare, credit ca să pot să-mi începe un business, respect măcar din partea statului, după aia spui știi ce? Nu, cred că întrebarea este invers față de Kennedy. Cred că în clipa de față România este ceea ce vă datorează țara vouă. Și voi aveți de datorat țării voastre, dar și țara trebuie să vă ofere condiții ca voi să vă puteți afirma. Și după aia, liber. Ideal ar fi, experiența mea de viață, să mergeți afară, să veniți și înapoi. Acest du-te vino, acest pendul între acasă și afară este foarte bun, mai ales în Europa, acum, unde este mobilitate mare. Și cred că de multe ori, învățând ceva nou, poți să vii acasă, uneori chiar să fii, cum se spune, chior în țara orbului, pentru că sunt lucruri noi pe care noi încă nu le-am făcut. Poți să începi o afacere, poți să începi o idee, poți să faci o bucată de școală. Nu e nimic rău să faci o școală. Foarte mulți din tinerii din România, din școlile din Occident, pe care i-am întâlnit, să știți că cei mai mulți care sunt în școlile foarte bune de afară, să știți că nu vin neapărat din orașele mari din România, vin orașele mai mici din România. Vin din am întâlnit tineri din Pașcan, tineri din multe orașe de talie mică, din Lugoj. De aceea cred că nu este un răspuns absolut, rămân acasă sau plec afară, ci întrebarea este cum îmi văd viața, tot timpul investit în mine, încercând să fac lucruri noi, cu preferința să încerc să le aplic acasă și să încerc să mă întorc acasă. Dar nu neapărat este o condiție sine qua non. Înainte de a da microfonul celor din sală care doresc să adreseze întrebări domnului secretar general, eu vin cu ultima mea întrebare ca moderator și o fac citând din cartea dumneavoastră ca să nu este dubiu. Sunt convins că în 2024 vom avea o șansă reală la un candidat independent autentic care poate fi ales președintele României. Întrebarea mea, că așa cum noastră aveți diplomația în ADN-ul noastră, eu am jurnalismul în ADN-ul, sunteți dumneavoastră acel candidat, domnule Joană? Nu știu și nu am scris-o ca să fac portretul robot sau autoportretul. Eu fac o constatare. Și cei care suntem un pic mai experimentați în viață și în politică, cred că le-am văzut pe toate, da? Și am văzut, cred, cam toate modelele de președinți, și temperamental, și ca și temperament, și ca și culoare politică, ca nivel de implicare, i-am văzut. Și i-am văzut pe toți. Dar ceea ce reprezintă principala ficțiune a Constituției României, de fapt sunt două. Unul, că România e un stat social, nu este. Pe hârtie este, el de fapt nu este un stat social. Este un stat care din neputință, din neștiință sau din indiferență neglijează prea multe destine de copii și de vârstnici. De tineri care vor să facă ceva cu viața lor, de oameni în vârstă care au făcut ceva cu viața lor și au nevoie de respect. Asta e o ficțiune, că România este stat social. Nu este. Este o țară care produce nedreptate și inegalități, mai mult decât progres și dezvoltare. Asta este România, din păcate. A doua mare ficțiune, Constituția României spune că președintele este deasupra partidelor. Zău?
Zău? Adică faci campanie cu carnetul de partid și a doua zi mergi la Cotroceni, ai rupt în fața presei carnetul de partid și brusc ai devenit independent și deasupra tuturor partidelor și reprezentând întreaga națiune. Bun. E adevărat că partidele sunt importante în politică, în execuția democrației, în mecanica electorală. Într-o țară în care 50% din cetățeni la ultimul sondaj spun că alegerile nu sunt făcute corect, evident că partidele rămân importante. Dar ideea nu este vorba de un partid sau de altul, că poți să fii independent susținut de partide. Întrebarea este, poți să fii deasupra intereselor înguste de partid să reprezinți întreaga națiune? Și pe cei care nu te-au votat, și pe românii de acasă, pe cei de afară, cred că această ficțiune constituțională trebuie, eu zic că trebuie încercat să găsim pe cineva, dacă există cineva, nu știu dacă există sau dacă poate să ajungă acolo, sper că da, și nu fac aici, cum să spun, doar ca să mă alind. Dar cred că ar merita să încercăm și un alt model care să pună interesul general al țării deasupra interesului de partid. În Argentina, președintele Argentinei, când jură pe Constituție în Argentina, spune că este președintele națiunii argentiniene. Inclusiv a diasporei argentiniene, care este numeroasă. De aceea, cred că ar merita să încercăm. Asta nu înseamnă că nu lucrez cu partidele. Eu mai degrabă spun un președinte nedependent de partide. Nu în sensul că nu lucrează cu ele. Ai nevoie de partide, de majorități, de parlament, de guvern. Dar cred că ar merita să încercăm după 35 de ani. Și am văzut toate variantele posibile și imposibile. Cred că ne-am dat seama de limitările acelei chestiuni. Și haideți să respectăm cele două lucruri din Constituție. Facem în România un stat social. Un stat în care, într-adevăr, decența față de cetățenii trebuie să devină principalul scop al statului și să încercăm să avem un lider care să unească națiunea și nu să fie neapărat întotdeauna cantonat într-un registru politic sau ideologic inevitabil mai îngust decât interesul general. Deci ăsta este sensul declarației mele. Deci ADN-ul de om diplomat rămâne în continuare cel mai puternic. Nu, rămâne ADN-ul un om trecut prin viață și pățit în viața asta. Și atunci... Hai că nu mai e mult până în septembrie, ne lămurim. Păi în septembrie avem deja rezultatul final. Rog pe cei din sală care doresc să adreseze întrebări domnului secretar general. Da. Doamna, să începem cu doamnele și... Bună ziua, numele meu e Iulia Binescu, sunt asistent medical. Și aș dori să vă adresez domnul Greva. În condițiile actuale, România este stat în rubuie și stat membru NATO cu drepturi de plin. Cu toate astea, milioane de români continuă să plece din România. Cred că avem 5 milioane de români în diaspora, la ora actuală. Cum ați afirmat, jumătate din copiii patriei se nasc în afară. Situația din orfelinate, din adilele de bătrâni, incendiul de la colectiv, situația de la Crevedia. Soluția statului român și a clasei politice au fost decât câteva măsuri pompieristice, semanionistii și cam atât. Considerați, văzând tot acest tablou, că România este stat eșuat sau decât un stat disfuncțional? Mulțumesc, doamna Iulia. Întrebare grea. Eu vă rog mult. Mie nu-mi place să generalizez și să spun că toată lumea care face politică sau întreaga administrație a statului român sunt eșuat sau neperformanți. Nu este așa. Sunt oameni care își fac datoria. Sunt oameni care încearcă să-și facă datoria. Dar cred că problema principală a statului român este că este hiperpolitizat și că un minim de criteriu de competență pare să fi dispărut din modul în care punem oameni să facă lucruri importante sau mai puțin importante, cât de cât pricepuți la zona respectivă. Cred că s-a creat o nepotrivire fundamentală între nevoile de administrare a statului, de servicii publice, de educație, de sănătate și... Această politizare excesivă cred că face foarte, foarte mult rău. Eu înțeleg că e un algoritm politic. Sunt majorități. Există o negociere politică. Nu suntem niciun dintre noi naivi. Dar cred că s-a ajuns mult prea jos și, practic, de multe ori, carnetul de partid pare să fie mai important decât competența celui care ocupă un loc. Acest lucru nu este sănătos și nu este bun. Și cred că este principala cauza problemelor noastre. În al doilea rând, mai este o chestiune. Vorbeam în cartea mea și Titu Maiorescu a vorbit în mod celebru de faptul că România este țara formelor fără fond. Noi tot facem reforme. Am reformat sistemul de educație și de sănătate în țara asta de 1 milion de ori. Și vedem că nu merge. Și atunci asta este să te întrebi.
De ce nu reușim să implementăm niște strategii pe care noi le-am aprobat? Și cred că acolo intervine încă o dată faptul că există extrem de multă, de o parte, necompetență și pe de altă parte foarte multă instabilitate politică. 11 prim-ministri schimbați în 10 ani, sute de miniștri de educație și sănătate, legile educației schimbate de sute de ori, legile sănătății schimbate de sute de ori, legi care nu au coerență între ele. Deci există în clipa de față o disfuncție, ăsta e cuvântul pe care l-a menționat dumneavoastră. Eu nu vreau să spun că statul pe care îl iubesc și țara pe care îl iubesc este eșuată, nu cred că nu este în regulă. Sunt zone care funcționează destul de bine. Dar cred că teoria nebuniei este să încerci același lucru de mai multe ori, crezând că o să ai un rezultat diferit. Trebuie schimbat ceva mult mai profund. Și cred că treaba asta, că mai cârpim pe aici, pe acolo și credem că o să meargă mai bine, este o iluzie pe care trebuie să spunem că va trebui să facem schimbări mult mai profunde, poate mai dureroase, dar absolut indispensabile pentru a merge mai departe. Aveam acolo, domnul. Militar Nicolae, bine ați venit la Tupăr. Am două întrebări scurte. În primul rând, având în vedere ceea ce se întâmplă la granița noastră de est, cum vedeți dezvoltarea apărării și securității acestei țări? Mă refer la faptul că trebuie să investim mai mult, 3, 4, 5, 10%. Sau trebuie să facem din nou armata obligatorie sau alte idei. Cum vedeți dumneavoastră de acolo, din mijloc până acolo? Și al doilea, pentru că vorbim de viitor și viitorul nu e așa încet azi, deja s-a născut o generație în afara României, o generație de români, dar care au părinți născuți în România, dar ei nu sunt. Deci componența acestei generații nu este născută și la un moment dat vor fi și alte generații și așa mai departe. Cum putem să-i conectăm la România, țara părinților lor, bunicilor lor și la un moment dat a străbunicilor? Mulțumesc, domnul Militaru. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume că și în România și în Europa de Vest, mai puțin în America, timp de câteva decenii am neglijat armata, pentru că am crezut cu toții că o să fie o perioadă de pace și de liniște. Unii chiar vorbeau de sfârșitul istoriei la căderea comunismului. Nu este așa și, în general, istoria merge înainte. Competiția face parte între națiuni și între oameni. Face parte din codul nostru genetic la nivel individual și național. Și de aceea, în România, revenind la oile noastre, sunt decenii de subinvestiții în armata noastră. Eu sunt copil de militar, am vizitat practic tot ce înseamnă mari unități, inclusiv care sunt arondate la NATO. S-au făcut niște eforturi, dar este clar că trebuie să investim mai mult, pentru că toată lumea trebuie să investească mai mult. Eu nu cred că, principala problemă, pe lângă cei minim 2%, România și-a propus 2,5%, cred că poate să fie suficienți. Cu două condiții. Unu, să crească economia. Pentru că 2,5% dintr-un PIB de 300 de miliarde de dolari este o sumă, 2,5% dintr-un PIB de jumate de trilion, de 500 de miliarde de dolari, cum am putea să ajungem în 10 ani de zile, dacă ne facem treaba bine, reprezintă altă sumă. O condiție. Să-ți crească economia, pentru că atunci acel procent crește. Și procentul pentru sănătate crește și pentru educație, procentul rămâne la fel, suma este mai mare. A doua chestiune, să investești cu cap. Eu văd cum țările din zona noastră încearcă să profite de faptul că există o nevoie pentru industrie militară, pentru echipamente militare, industrie cu dublă întrebuințare civilă și militară. Și văd cum țări din zona noastră, foste PAC de la Varșovia, ca și noi, au firme private de mare calitate, care în clipa de față fac un business și bagă bani în economia țărilor lor. Cred că România este o invitație ca, pe lângă o investiție mai mare în apărare națională și securitate națională, să renaștem industria de apărare a României. Și cred că a trebuit să avem curajul să spunem că ne trebuie niște privați, oameni serioși de nădejde, oameni ca lumea, oameni care să aibă, cum să spun, mintea la business și la profitabilitate, dar și la țara lor, care să putem să... E păcat să dăm banii și să investești fără să vină ceva înapoi și pentru tine. Toată lumea face la fel. De aceea cred că nu neapărat procentul trebuie să fie cât mai generos. Polonia merge la 4%. Americanii au 3,6% din PIB. Englezii au acum 2,5% și vor să meargă la 3%. Francezii au ajuns la 2% de-abia. Italia nu e la 2%. Spania e la 1,3%.
Sunt situații diferite în fiecare țară și noi nu suntem în situația să dăm o chestiune uniformă pentru toți. Dar pentru țara noastră, pentru România, investit în armată, investit în industria de apărare, investit în cariera militară. Pentru că astăzi mulți tineri nu mai sunt atrași de meseria. Pentru că nu e planul de carieră clar, pentru că condițiile nu sunt suficient de clare. Pentru că de multe ori atunci când ies la pensie se schimbă regula jocului în timp ce se întâmplă. Deci trebuie să avem puțină grijă și de restul. Aici e o școală militară foarte bună la Pitești. Sunt licee militare pe care le-am vizitat, în care văd tinere și tineri care vor să facă această meserie, să le oferim condiții de acest gen. Și a doua întrebare era despre? Ei, asta e o problemă. Apropo de dificultatea ca statul român să se acomodeze la schimbări foarte mari. Deci în clipa în care am intrat în Uniunea Europeană, eu știu că eram în guvern când s-au ridicat vizele de călătorie în UE. Apropo, în 2004, când am încheiat negocierile și am semnat negocierile cu UE-ul, la Bruxelles în decembrie 2004, acolo scria negru pe alb că intrăm în Schengen complet la 7 ani după aderare. Eu asta am negociat. Eu nu știu cine a lăbărțat chestia asta, de la noi sau de la alții. Dar mi se pare o chestiune inacceptabilă ca la câți ani? La 2 decenii aproape să ne trezim că încă e bine că e cu frontierele aeriene, dar până la urmă problema adevărată este ce se întâmplă la cele terestre. Pentru această imensă transformare a națiunii române, nu au fost multe momente în care se schimbe în profunzime nația română cum este acum. A fost o chestiune în care în timpul primului război, forțați de evoluția dramatică a războiului pe care îl pierdeam, regele și liderii de atunci au decis să facă împroprietărirea țăranilor, de să avem o clasă de oameni care încep să aibă pământul lor, să-și muncească pământul lor. El a fost un moment de mare transformare, de conștiință națională, de independență economică și un salt din feudalism către o lume ceva mai modernă. Imperfect, fără îndoială. Al doilea a fost comunismul, care a provocat industrializare forțată și a tras foarte multă lume de la țară ca să-i ducă la oraș să lucreze în fabrici de mari dimensiuni. Și a treia este diaspora noastră, când ai 5 milioane de oameni. Statul român nu s-a adaptat la această nouă realitate cu diaspora. Există un departament pentru români de pretutindeni care este o chestie minusculă. Oamenii încearcă să-și facă treaba. Bugetul este mic, cel care conduce nu e nici măcar ministru sau ceva. Și cred că trebuie să ne apucăm să investim în principal în școală de limbă română, cultură, civilizație românească, în diasporă masiv, prin biserici unde se poate. Eu mă duc la biserica unde mă duc eu la Bruxelles. Este un părinte, părintele Grădinaru, dă Dumnezeu sănătate, împreună cu parohia lui, au făcut școală românească de la grădiniță până la bacalaureat internațional în română și în franceză. Și cu educații la distanță, și cu profesori aduși de acasă, și cu profesori belgieni. Deci a trebuit să investim masiv în zona asta. Tabere pentru cei care s-au născut acolo, poate că româna o mai vorbesc de acasă, dar riscă să o piardă. Chestiuni legate de modul în care reorganizăm partea de cultură, de concerte, de muzică, de expoziții, de la muzică populară până la muzică simfonică. A trebuit să inundăm comunitățile noastre, efectiv. Plătind acești bani. Pentru că dacă îi ținem ancorați de România, sentimental, patriotic, și chiar dacă e generația a doua sau a treia, avem o șansă ca ei, chiar dacă rămân acolo, să se considere români, dacă reușesc să se recunoască că sunt români, dacă ajung membru în Congresul American sau în Parlamentul Britanic ca români, chiar dacă este italian sau este britanic sau cetățean de acolo. Deci cred că trebuie să facem un efort fantastic de a investi în comunitățile românești. O singură națiune, am spus mai devreme, cred că trebuie să facem un efort colosal. Pentru că dacă pierdem generația a doua și a treia, plus familii mixte, am pierdut meciul. Pentru că românii sunt foarte adaptabili, se acomodează ușor, mai ales în lumea asta europeană, învățăm limbile ușor, avem și o limbă latină în Spania, în Italia, în Franța, în Portugalia, învățăm aproape instantaneu. Deci întrebarea este investiție masivă din partea statului român și să nu mai considerăm pe cei din diasporă doar ca masă de manevră electorală odată la 4 sau la 5 ani de zile. Nu este ok. Și cei de acasă trebuie să ne schimbăm puțin modul în care ne uităm la cei care au plecat.
Că și noi avem un pic de prejudecată față de dânsi. Au plecat, ne-au lăsat aici, votează, ne votează. Măi, măcar să fie interesat în țara lui ce se întâmplă, tot e un lucru bun. Și dânsi au o problemă de psihologică față de cei rămași acasă. Și trebuie să facem un fel de împăcare română-română, în care să spunem cu toții suntem români, vrem să facem din România un loc mai bun, vă respectăm acolo unde sunteți voi, sperăm să puteți reveni sau măcar să vă păstrați identitatea și cultura națională. Dacă facem asta, suntem ok. Pentru că România va crește, România va deveni mai atractivă și sunt convins că o să înceapă să meargă în sens invers, pendulul ăsta de emigrare, imigrare. Și cred că acel lucru se va întâmpla, sper eu, cât de curând cu putință. Alte întrebări? Uitați, eu mi-aș dori ca un tânăr, pentru că văd foarte mulți tineri aici și exact cum a spus și domnul secretar general, această carte și viitorul României are mare legătură cu voi, ca un tânăr să întrebe ceva, oricine își face curaj, l-am verificat înainte, n-am mâncat niciun copil, indiferent ce ați mai auzit în presă, nu așa, că orice își face curaj, o întrebare despre viitorul României, despre ce vă îngrijorează pe voi legat de viitorul României, ce v-ar face acum, sincer, mai degrabă să plecați decât să rămâneți? Oricare dintre voi are o îngrijorare. Spuneți-o așa cum vă iese cu cuvintele voastre și sunt convinsă că vom găsi niște răspunsuri pe care rar aveți oportunitatea să le auziți de la un om care, iată, reprezintă în acest moment România la cel mai înalt nivel în NATO. Nu sunt tânără. Doamna Iulia, sunteți foarte tânără. Dar am o fiică tânără, este actriță. A dat Dumitru, poate că o parte din voi o cunoașteți. Și, of, Doamne, vin atât de multe idei să încerc să structurez un pic. Noi, generația noastră, ați afirmat și noastră mai devreme, am trecut de revoluție cu o rușine, cumva. Vai, suntem români. Vai, suntem marginalizați. Vai, suntem cum suntem. Că eram, cumva, la acel moment. Generația de acum, pentru că s-au deschis granițele și pot circula tinerii de colo-colo, nu mai au această rușine, părerea mea. Ei se simt români și partea bună că au plecat și au văzut cum e afară, le dă posibilitatea să vadă cât de bine e în România, de fapt, cât de frumoasă e România. Deci, practic, s-a renăscut o mândrie națională prin comparație. Deci, problema nu este că tinerii noștri nu își doresc să fie români. Își doresc asta. Ce facem cu caracatița asta? Eu ați spus că sunt mai multe perioade, de după Revoluție până acum o consider o perioadă istorică nefastă, din punctul meu de vedere. Adică ce am constatat eu și cred că toată lumea e în consens cu mine. Ce s-a întâmplat după Revoluție până acum e o perioadă istorică. Pot să o compar cu un cancer malign care a pus și a sufocat societatea. Ce facem? Adică eu rezonez foarte tare cu punctul dumneavoastră de vedere, vă spun sincer. Acum îl aud, n-am citit cartea până acum și cred că așa, de așa ceva avem nevoie, de această viziune modernă până la urmă. Nu naționalizăm români și facem și promisiuni deșarte, adică ce facem concret pentru România să, cu putere, cu forță, că nu e ușor să distrugi această caracatiță care a pus stăpânire pe tot. Politizarea culturii, educației, etc., baron local și așa mai departe. Știți foarte bine la ce mă refer. Deci trebuie un politician pe care să-l urmeze oamenii în a schimba lucruri cu adevărat. Și avem nevoie ca să rămână tinerii în țară, să se întoarcă, să fim bucuroși, să plecăm, muncim și acolo, ne întoarcem și aici cu mândrie. Mulțumesc mult pentru întrebare și să știți că puneți o întrebare fundamentală. Cum va fi văzută peste niște ani de zile această eră istorică între căderea comunismului și faza, să spunem, afirmării integrării euroatlantice? Eu aș fi mai puțin decisiv în a spune că acest interval a fost neapărat unul rău, pentru că cel puțin din momentul integrării euroatlantice a României, PIB-ul României a crescut de vreo 4,5 ori. Orașele mari s-au dezvoltat. Bucureștiul, de exemplu, a ajustat cu puterea de cumpărare și în comparație cu puterea de cumpărare și cu prețurile, este la nivelul Berlinului. Clujul este o capitală europeană în toată regula. Problema pe care noi o vedem
Datorită acestor disfuncții pe care colega noastră o identifica puțin mai devreme, a fost foarte inegală, foarte inegal distribuită. România este singura țară din Uniunea Europeană, dragii mei prieteni și dragile mele prietene, în care de la integrare, decalajele de dezvoltare între regiunile de dezvoltare și interiorul regiunilor s-a accentuat, nu s-a redus. Deci, țara crește, dar ea se dezvoltă foarte inegal. Și asta e o problemă mai veche a statului român. Nu e doar de acum. În perioada comunismului s-a încercat o formă de uniformizare. Industrie și colo, o fabrică de textile pentru femei, nu știu ce, nu știu cum. De multe ori cu licențe din import de tehnologie. Dar și acolo a fost o chestie forțată, n-a fost o chestiune autentică. Pentru că ai forțat de fapt populația, ai forțat-o să se dezvolte și să o industrializezi de foarte multe ori cu prețul identității țăranului și a culturii lui. Deci cred că dacă noi ne-am pune în valoare ceea ce astăzi nu este pus în valoare, orașele mai mici, mediul rural, pentru că nu tot mediul rural poate fi salvat, între ghilimele. Sunt multe cătune și comune care sunt îmbătrânite și care n-au foarte multă forță economică. Dar orașe ca Topoloveniu pot să atragă în jurul lor o arie rurală pe care să le ofere servicii de calitate, cum sunt convins că o faceți. Deci trebuie să facem, englezii numesc asta leveling up, adică să ridicăm și restul țării. Doi, absorpție de fonduri europene. O face mult mai prost decât Spania. Spania, care a intrat în anii 80 în UE, venise din dictatură, are un procent undeva între 110 și 115% absorpție de fonduri europene. Tot ce nu consumăm, se duc ei. Pentru că Comisia Europeană spune, nu de priceput să cheltuiești banul, îl bag înapoi în visterie și îl distribui la ceilalți. De aceea aș vrea să fim poate un pic nu numai îngăduitori. Și mai este o chestiune. Eu văd sub ochii mei deja, care au văzut câteva cicluri, subcicluri istorice, văd o clasă de antreprenori români care nu depinde de afacerile cu statul, care își văd de treabă, văd foarte multe, foarte multe tinere și tineri care încep să dezvolte un business bun, o profesie bună și care într-un fel duc țara mai departe. Astăzi, practic, bucata asta de țară, antreprenori, oameni care vor să facă treabă, oameni serioși din administrația statului, de fapt duc în cârcă un stat neperformant și o incapacitate sau o capacitate slabă a statului de a putea să distribuie de o manieră mai corectă aceste avantaje. Dar spune că această perioadă în care suntem în NATO, prima oară în istoria României, avem securitate asigurată, că suntem totuși, poate membrii un pic mai timizi ai Uniunii Europene, dar suntem acolo, cred că este o perioadă pe care, de fapt, trebuie să o categorizez ca o perioadă de început al unui nou ciclu istoric. Și de asta eu cred că perioada asta va fi, cred eu, privită în cartea de istorie ca un moment al primei întoarceri a României în Occident de la împărțirea Imperiului Roman în cel apusean și cel de răsărit. Cred că este începutul drumului greu, dar promițător, al revenirii României în matca sa occidentală. Și dacă ne facem lucrurile mai bine, cred că am putea să spunem că poate nu e atât de negru peisajul cum îl declarați dumneavoastră. Doamna Iulian, sunteți o artistă, domnul Joana este un diplomat, fiecare se manifestă de altfel ca toți românii în spiritul care îi animă. Acolo la Bruxelles, fosta învățătoare a fiicei mele, lucrează acum la cercetare în fonduri europene. Și îmi spune, noi avem aici foarte puține proiecte depuse pe cercetare din partea României. Românii nu depun. Dar avem bani de dat. Dar nu se depun. Și nu doar la cercetare. Sunt multe domenii. Și atunci mă întreb, dacă nu suntem incapabili, noi românii, tu ăștia micuței, de nu înțelegem cum să depunem, de ce nu ne ajută cumva statul să ne ghideze astfel încât să facă un pact mai simplu, simplă procedură de accesare a fondurilor, adică la asta mai să ajutăm. Există... Vă înțeleg foarte bine și eu sunt foarte frustrat. Conduc inovarea la NATO și noi suntem țara din UE care investim din PIB, din buget și din PIB, cel mai puțin în cercetare, dezvoltare, inovare. Am un prieten care m-a dus la Institutul de Cercetări în Informatică și am avea cu cine să facem treabă. Dar există o chestiune foarte interesantă, istoric vorbind.
statele cu administrație slabă și cu clasă politică așa și așa, ca să fiu elegant, pentru că acel stat să poată să reziste în timp, să poată să-și asigure continuitate, își dezvoltă în mod excesiv brațul militarizat al acelui stat. Că în America Latină este juntă militară, că la ruși este o formă de KGB de altă variantă. Deci, dacă sistemul public, democrația, instituțiile statului, politicienii, la nivel central, local sau, care, sau european care sunt, și-a face mai bine datoria, atunci am avea un mai mic dezechilibru între cele două. Și România, trebuie să recunoaștem, are o cultură a statului destul de neperformantă. Destul de neperformantă. Am făcut școala de administrație în Franța. Și văd cum există o cultură a administrării statului care în continuare are ceva influență fanariotă. Nu e chestie de malignitate completă, dar există un instinct de a mai rotunji puțin paharul cu miere, borcanul cu miere. Mai există un anumit tip, las că merge și așa. Lasă că fac mâine ce am de făcut astăzi. Deci este un pic de autoeducare și a noastră ca cetățeni, dar și a celor care vor să facă politică și administrația statului. Deci cred că dacă aici ne îndrăvenim puțin, eu cred că România ar putea să prindă turație și atunci să avem din nou un echilibru. Dar asta înseamnă să avem un conducător, sus aici, să fie cineva care înțelege foarte clar și aplică cu adevărat ceea ce... Trebuie lucru în echipă, stimată doamnă. Adică cum să spun, există în istorie, pentru că aceste cărți de istorie încearcă să prezinte lideri providențiali. Iulius Cezar și Napoleon și Winston Churchill și Václav Havel. Dar de fapt, liderii care au reușit să transforme națiunea respectivă au știut să-și facă echipă în jurul lor și să însoțească de oameni mai buni decât ei. Pentru că pentru mine, proba unui adevărat lider este evident să fie bună sau bun la ceea ce știu să facă. Dacă știe să facă echipă, să ia partea bună din oameni, pentru că dacă încep cu partea proastă din oameni, toți avem defecte, toți avem puncte mai slabe. Dar ceea ce știu și vreau să poate să închidem aici, dacă cei tineri vor să pună o întrebare, să rămân în continuare cu ei, mai știu un singur lucru. Că această România noastră și această clasă politică românească, pe vremea brătienilor și înainte, n-a fost fără de prihană. Tot un pic de gâlceavă avem pe undeva. Tot ne adunăm mai greu ca români și ca românce. Dar a existat undeva în momente de acest gen, în care se reîmpart cărțile, în care se rescrie istoria, în care se așează modul în care vom trăi 30-40 de ani, generația voastră. Cum așternem acum, așa o să aveți și voi. Și cred că în astfel de momente, națiunea română a știut, și o fac absolut fără niciun fel de reclamă la persoana mea, să adune din bruma de lideri pe care i-au avut o echipă competitivă care să poată să fructifice acel moment, să ducă țara mai departe, să ducă țara mai departe. Pentru că este un moment în care dacă ne unim un pic și lăsăm un pic din ceea ce ne dezbină, că avem multe lucruri pe care avem să ne certăm, și înțelegem că este unul din acele momente. Nu-s multe, au fost 4-5 în istoria națiunii noastre. Toate. Și ăsta e unul din acele momente. Și aș vrea ca aici, în județul Argeș, unde s-a născut ideea de stat român, aici unde s-a născut limba română, unde e atât de multă istorie, să vă dau acest semnal la Topoloveni, aminte în mod special, nu neapărat în Pitești sau în București sau în alte părți, să vă dau un semnal și vouă, cei din comunități mai mici ale acestei țări, că se poate face treabă și că putem să oferim o șansă corectă de succes în viață tinerilor acestei țări, dacă reușim să ne adunăm într-un moment atât de important ca acesta. Și să-i folosim și pe cei mai experimentați și pe cei mai tineri și să facem echipă, pentru că până la urmă aceasta este scopul pe care... Cartea este despre voi, dragii mei tineri, și despre nevoia de a ne autodepăși într-un moment în care de multe ori ne pierdem speranța, dar care timpul nu mai are răbdare cu noi. Domnul secretar general al Junat, Omita Joana, a fost o plăcere să participe cu dumneavoastră.